Salut și bine am găsit la un episod de Gas Station Simulator pe Ona Games. Dragilor, veste mare, DLC mare la acest frumos joc. Se numește Party Time. Este moca, îl puteți lua, cine are jocul, îl puteți lua gratuit de pe Steam. Până una alta, eu am făcut ceva, un picuț restructurări pentru că opa, avem treabă la casă, două secunde. O să vă arăt, am schimbat un pic strategia. De noapte lucrez doar eu. Ca să fac un pic de economie, am închis, cum îi spune, spălătoria și de asemenea am închis și atelierul mecanic. Pentru că, da, acum cu acest nou DLC se poate face treaba asta, adică să închidem o parte din facilități pentru a strânge un picuț de bani și după aceea le dăm drumul în plin. De asemenea, sunt foarte, foarte multe chestii. Have a nice day și ție. E cam mare coada, dar uite, l-am îmbrăcat altfel și pe nenea polițaiul. S-au schimbat un pic și personajele pe aici, sunt puțin mai arătoase. De ce arunci, doamnă, pe jos? Acum te-am văzut. Acum te-am văzut cum ai aruncat. Da, și am zis încă un pic de bănuți și o să facem ceva upgrade-uri. Upgrade-uri ce vin la pachet cu acest frumos și minunat DLC, care este și pe deasupra gratuit, tati. Gratuit, deci se numește Party Time. Băi, pardon. Super. Deci tu acolo un tips ceva? Mamă, mamă, să rămână. Păi, să fac, am face mizerie până astea. Am zis eu ca noaptea să lucrez doar eu pentru a face un pic de economie la salarii. Plus că noaptea nu este chiar așa de mult trafic, dar văd că acum este 10 păduse, a luat ăsta micul. Băi, dar a luat ceva. Tocmai ca să strâng ceva bănuți grămadă ca să facem upgrade-uri la benzinărie. Au băgat chestii super, super tari. O să vă arăt despre ce e vorba. Nu mai să temi să facturez la... aici, că văd că și-a luat asta tot magazinul, tati. Asta că e bine că face și noi un bonus grămadă. Have a nice day. A dat un big tips, $4. E bun. Două secunde să... facem și un pic curățenie pe bandă. Am adus produse. Vă spuneam mai devreme că am închis spălătoria pentru că acolo trebuie să muncești puțin mai mult. Deși vin și bănuți frumoși, de asemenea am închis și atelierul mecanic, tocmai ca să service sau cu service, ceva de genul, tocmai ca să mă ocup un pic pe treaba asta, facem un pic de profit, ne ocupăm un pic de DLC, băi, glumă, dar problema totuși în continuare, hai să chemăm, să le plătim salariile la toți, să chemăm unul să stea pe casă, că nu îi dau de aici și treci pe casă, adică nu e de mine aici. Aici este cineva la peco, este. Așa, tati. Da. Bănuți avem, marfă avem. În schimb avem un pic de mizerie pe aici, să facem un pic de ordine. Și am mai jucat un picuț ca să văd care e treaba în frumosul joculete. Problema este că a rămas în continuare niște bug-uri. În sensul că mi se blochează, cum îi spune... ăla care îl pun la curățenie se blochează pe aici prin astea. Uite, de asemenea mi s-a blocat și un polițist aici. A, nu. Tu ce faci mai aici? Uite-l. Da. Uite, ăsta e în aer. Încă mai am ceva probleme? Ia două secunde să adunăm noi asta. Iau de aici eu. O iau de aici eu. Așa tătuț. Curățenie în continuare. Și trebuie să dăm o fugă și pe la toaletă. Toate rafturile mele sunt pline. Am deja $2000, dar v-am spus, am două facilități închise. Tocmai ca să maximizăm profitul. Da, deci până acum, deci intrăm frumos aici. Dacă ne uităm la management, da, putem să închidem direct de aici. Și am închis spălătoria auto și atelierul de reparați mașini. Da. Ca să fie treaba mai bună, ne concentrăm puțin pe magazin. Asta de ce stă așa blocat aici? Nu știu ce să-i fac cu ăsta. De ce s-a blocat dânsul acolo? În problemă. Dar un pic să facem. Strângem și gunoiul de aici. Cam mult gunoi. Ușurel. Bun. Hai să dăm și un pic curățenie pe aici, pe la WC-ul și după aia să ne apucăm de upgrade-uri. Că sunt multe, tati, sunt multe și frumoase. Party Time se numește DLC-ul, așa că hai să, este timpul pentru petrecere. Ia.
Nimic ca tocam pe aici. Bun. Păi, nenea, poți să mergi și tu la, nu fire, task list, mergi și ia o pauză. N-are rost să stai pe aici, că rămân eu. Pentru că, cum am zis, noaptea vreau să rămân eu pe benzinărie, că e mai simplă treaba, sunt mai puțini clienți. În afară de asta care tot se blochează, ce să-i fac eu los? S-a blocat în dulapul ăsta. Ia, pot să iau dulapul aici? Ia, o pleacă. S-a blocat în dulapul meu, dar dulapul meu unde îl mai pun acum, dacă s-a blocat în... Punem aici? Cu ce să... A, cu E. Îți... Mă punem pe aici pe colț. Dar nu s-a aliniat el cum vrea... Cum vrea mușchiul meu. Mamă, e mijlocul drumului, tati. E mijlocul drumului, nu e bine. Ceva de genul. Și putem să punem și noi sucuri aici. Fuleanu. Am uitat. Avem aici înghețățuri, avem cutare. Avem și un client la case. V-am zis, seara, noaptea rămân eu pe benzinărie. Că este puțină activitate. Și de-abia se odihnesc și oamenii. De-abia nu mai pătesc o oră de noapte. De-abia facem și noi niște bănuți. Da? Ca să fie treaba bună. Și după aceea o să strâng bani ca să fac ceva la upgrade-uri și imediat vine băiatul și pe Peco pe stația de benzină. Păi nu arunc aia pe afară că nu mai dă asta tips. 13 tips, mam. Imediat, boss, stai pic. Mă întorc. Hop. Și am luat, băi, deci de asta place să stau singur pe benzinărie că iau... Iau și tipsul, tată. Iau și tipsul, că așa e frumos. Hai să mergem mai departe. Ăsta are 9 produse. Ăla e. Ăla e. Dacă se aglumează așa la case, dau drumul, la aduc angajați. N-am ce să fac. Da, acum dacă tot așa e un pic de liniște pe aici prin benzinărie. Hai să luăm și pe doamna. Uite, am luat și tips iar. Da, de asta îmi place să stau pe astea, că eu iau tipsul, tati. Eu iau bacșișul. Hăți. A, e tati. Ia să-i băgăm și pe ăsta micul. Vrei, descrește-mi aici supapa ca să bag mașinuța. Așa, tati, să bagă zeam. Have a nice day, că e noapte. A, așa, tati. Bun, până aici e bine, curățenie cu tare e bine. Hai să vedem. Deci, bun. Cream așa. În primul rând, la Tools... Au băgat o chestie foarte șmecheră, au băgat tableta, tati, tableta care ține loc de calculator. Dacă o avem la noi, nu mai trebuie să mergem la calculator de fiecare dată, doar trebuie să o deblocăm. Ca să o deblocăm, avem aici upgrade-uri, da? Asta le-am făcut pe toate, de ale jocului. La Can't Touch This le-am făcut pe toate, da? La DLC-ul cu bani și la Party Time urmează acum să deblocăm 900 odată. Da? Am dat frumos, am trecut la un alt nivel, am trecut la party time. Două secunde să luăm și clienții și după aceea ne întoarcem la DLC-ul frumos, să vedeți ce chestii multe și frumoase are acest DLC. M-am arătat-o prima dată pe... Uite, au băgat și alt tip de căști, am cumpărat acum... am văzut că se fac foarte frumos bani cu... Ia uite, nice, $4, tati, tips. Să dea Dumnezeu sănătate. Ceva pe Peco? Nu. Hai să iau și după, să iau și pe doamna un pic la... Uite, așa, doamnă. Bă, că văd că vă plac cu goșile. O, noi pe dulciu sunteți, doamnă, să nu vă găsați cu... Incredible, nicio problemă. Apropo de asta, să mai băgăm și noi pe aici, că mai avem. A, e tati. Asta, să facem un pic de curățenie pe aici. Hai să o luăm și pe doamna un pic. M-am zis, pe timp de noapte lucrăm singurei ca să facem banul frumos și de asemenea să facem și tipsul. Eu mi-am dat un polițist, hai să scăpăm și de băieți aici. Combustibil mai am, iau-te $2.52. Mulțumesc. Mare barosan. Mare barosan, tati. Aute, $4. Ăsta da tips. Ce-ți trebuie, tanti, acolo? Ai 3 standuri de pălării și nu găsești o pălărie care îți trebuie. Pe bune? O, domn polițai a băgat 12 bucăți aici.
i-am băgat din partea casei. I-am băgat din partea casei în produs. Poți să le aduci? Nu pot să mai aduci. Mi-a căzut de pe bandă, tate. Asta o să zic acum că îi dau șpagă. Și nu o să dea... Nu o să se mai dea tip, ci o să-mi dea amendă. Complicat treaba am făcut aici. Ia. Opa, să rămân râțele. Să rămân râțele. A venit fetele la cumpărături, tati, ce să facem? Bun. S-a făcut ziua, o să aducem... Hai să luăm și pe tanti. Mai putem până hotărâți noastră să-i băgăm aici la problemă. Aia e, tati. Ne mișcăm. 2800 deja avem, dar am dat 900 pe DLC acolo. 11 produse are și doamna. Face piața la noi aici la supermarket. Îți. 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 Aia e, tati. Încă 4 produse. Stege un pic banda de nisip. Aia, tati, 3,59 dolari. Hai că se acumulează treaba și atunci aducem oameni la treabă. Da, îi dăm salarii la toți și o punem pe tanti Amelie pe case. Da, pe ceilalți să se odească deocamdată. Un pic de cumătura pe aici să dăm și noi, așa de ochii soacrii. Odată. Stai că l-am dat cu praf pe domnul polițai. Sorry. Să mai punem ceva ochelari la stand aici, că s-au vândut. Și la standul ăsta la altul. Avem marfă pe stoc pentru că am comandat. Aici să-l punem și noi 5 de astea, 5 de astea, 5 de astea. Și de restul punem de astea. La țigarete... Am dat cu playsol, nu trebuia, dar în sfârșit. Iar aici să punem din astea. Aici să punem din astea. Marfă avem cât de cât să vindem. Ne axăm doar pe... Ia. Odată. Mai băgăm 5 de astea, 5 de astea. Mai de voie, s-a umplut deja. Pe aici mai băgăm și pe aici. Înghețat avem la greu. A, așa, și apropo de înghețat, două secunde, că avem și, avem căței de ăștia, să-i băgăm și la vânzare. O, ziare. Ia uzi, a început Amelia acolo, ce bagă, au ce bagă fata. Bagă banul, tati. Ceva la pompă, avem, nu-i problemă. Odată. Și odată, ne mișcăm natural și vine și bănuțul. Apropo de bănuț, văd că acolo mai am puțin și... Rămân fără combustibil, dar o să mai stăm un pic. Așa, și atunci o spuneam noi de upgrade-uri. Am ajuns aici, am ajuns la party. Și aici avem așa, stand înghețată, tati. 1200 Hats. Opa, ne-a apărut stand de înghețată. Vindem înghețată. Și acum ne-a apărut pentru oameni o nouă slujbă. Pe tanti, punem noi acolo o fată să facem... Mi-a amplasul frumos. Să facem înghețat. Asta e, da? Deci avem, care claxonează, de ce claxonează? Deci aici avem standul de înghețată și vom vinde înghețată. Dacă ne uităm la upgrade. Bă, dar mizerie fac ăștia pe aici, mă, deloc nu sunt civilizați. Deloc, tati. Dacă ne uităm la upgrade, două secunde, avem mai multe arome de înghețată. Ceva de genul. Doamne, pe cumpărături, trebuie să le apăsă la Peco. Și după aia să vă arăt... A venit? Uite că vine. Păi nu călca fata că se duce și vă aduce înghețată acum. Înghețată pe băț, înghețată cu vanilie. Bătat. Hai boss, că uite, mă grăbeam și o să văd acolo cum înghețată poate treabă. Nu-i problemă că vin bănuții, 370 de litri mai avem de combustibil. Atât. A dat și un tips. Băiat, valabil, tate, ce se mai... Deci dacă ne uităm acum la upgrade și dăm aici la party, deci noi am deblocat-o pasta. Și atunci avem așa, 4 noi arome înghețată la, ce este, la cornet, nu? Standul șucutare. Nu am bani să fac upgrade, deocamdată. Nu. Iar aici avem un loc de petrecere, tati. Da?
Și avem mașini de vândut, acolo sunt și mașini de care vând, dacă punem locul de parcare. Ce nu găsești, tati, în pălările alea? Câte pălării acolo nu găsești una care să-ți placă? Mai, mai, mai. Da, două secunde, apropo de înghețată, să facem comandă. Delivery și să-i dăm ice cream. Deci acum avem așa, căpșuni, mere verzi, ciocolată și vanilie, tati. O luăm pe asta, o luăm pe asta, o luăm pe asta, da, să avem acolo înghețată. Da, atât, câte una din fiecare? Hai câte una din fiecare așa pentru început. 90 de dolari, mă? Nu e cine știe ce. Imediat să trăiți, să trăiți, v-am luat banul. Ia să vedem. Păi, nu e nimeni la înghețată? Cum merge treaba cu înghețata? A? Nu merge, dar eu plătesc pe toamna aici, nu e problemă. Vine și mașina cu arome, nu-i problemă. Da, și dacă ne mai uităm pe aici ce am mai băgat. Băi, o grămadă de chestii, o grămadă de chestii au băgat. Băi, a trebuit să dau și o vopsea, dar nu mai am bani. Deci asta e prima dată cu managementul, da? Deci putem să lucrăm de aici cu anumite zone. Puteți să închideți, de exemplu, doar o de-asta, doar o pompă și ceva de genul. De asemenea, dacă ne uităm pe decorații, au apărut niște carduri, care că sunt prin jurul benzinăriei, da? Uite, era unul pe aici. Două secunde. Aoleu, ce era să mă calci. A venit și mașina înghețată, a venit mașina de înghețată. Haide, doamnă. Doamnă, să trupește înghețată, doamnă, acolo. Hai, da, știu. Da, uite, pe aici sunt niște carduri. Pac. Și am văzut unul pe aici. Să văd mai mult noaptea, că noaptea lucez mai bine. Da? N-am de față cu cardurile, ce poți face cu ele. Avionul. Două secunde să descărcăm înghețata. S-a băgat botul. Ce faci, mă, dărâmi? Băi, dărâmi ia cu garajul aici. Te grăbești? Te grăbești, a? Trebuie să înghețata, ce ai? Hai! Hai-o! Hai-o, tati, gata! Da, deci avem acum o nouă chestie, vindem înghețată! Da, ia să vedem că... A, uite, deja avem clienți la înghețată! Hai! Deci, a, uite, are cu... Deci, cu ciocolată, vanilie, mere, căpșuni și mere verzi, da? 4 ore mea ta avem deocamdată, pentru început. Hai, totul, ia înghețata! Boss! Aici, uite aici! Băi, parcă și personajul a făcut puțin mai frumos. Ia tati. Hai că l-am convins. Băi, nu colca pe ăla. Alo, doamna, aici e coada înghețată, doamna. Hai că i-am convins pe ce să cumpere înghețat. A, e tati. Hai să o faci și pe nevoastră să vadă că ai treaba cu ea. Pe aici mai băgăm ceva țigări și noi la raft. Băuturi cu tare. Până tragem doamna acolo, să băgăm și niște prăjiturile de-astea. La ziare, bineînțeles, să facem cu integrame ca să fie full. Hai. Hop. Dați un tip ceva? Uite, bă, coadă la înghețată, tati. Înghețată pe băț. Așa, și ia să vedem că facem și chestia cu locul de parc, cu locul de distracție. Fiți atenți aici. Tot la upgrade, tot la party time ăsta. Cât îmi trebuie? 1700. Câți bani am eu? Unde mă uit? Unde mă uit? Unde mă uit? Eu am 1400. Mai trebuie bănuți, tati. Mai trebuie bănuți. Pe aici e curat cât de cât, până e curat cât de cât. Ținem oamenii la adăpost. Apropo de oameni, mai putem angaja încă unul. Da, nu, deocamdată nu avem bani. Ăla-i, tati. Ăla-i. Ia suntem aici. Deci dacă dăm aici la asta, deci asta e blocat, da? Dar dacă dăm aici la trailers, putem să mai cumpărăm una bucată, 77 de costă. Încă o rulotă de asta și automat ne deblochează încă un angajat aici. Deci putem avea 1, 2, 3, 4, 5 și cu 6. Da, deocamdată muncesc doar 2, am zis doar 2, doar 2, Amelie pe case și Mayumi este la înghețățuri. La înghețățuri, dar trebuie 1700 să mai fac și loc de petrecere. Merge treaba, merge treaba, tati. Rămâna, e cald afară, merge înghețat, da? Mergi. Bag și-o în seamă cu clienții, știi, fie treaba bună.
Păi, deocamdată pe aici s-a făcut liniște iar. Asta l-am închis deocamdată. Deși aici, ia stați un picuț așa, că n-am nici presiunea la apă. Ia stați un picuț așa, să vezi presiunea, măcar să vezi. Dacă tot e un pic de liniște așa, hai să vedem dacă pot să dau drumul la... Da, nu-i presiune. Dau lui Gustavo, să cum cheamă asta. Ia, boss. Ia, boss. Bagă în tine. A dat drumul la... Totuși a dat drumul la... La spălătorie. Acolo unde să bag bani? Dacă am băgat acolo presiune în apă... Uite, e maxim presiunea. Gata, tati. Ăla e. Hai să ieșim din putoare asta aici. Vrei? 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 Ușurel. Închide ușa. Închide... Știi faza cum mărășești? Închide ușa că mărășești. Așa e și aici. Închide ușa că miroase. Liniște, am ghețat liniște aici. Dar noi suntem pregătiți, nu-i problemă. La bănuțul 1466. Hai să deschidem spălătoria. Hai, de ce? Aia, de ce e on? De aici. Open. Dacă te dau din partea aia, cred că. Ia stai, că dau din partea asta de aici. Deci la, la management, a punit, gata, a se deschis. Deci am deschis spălătoria, deocamdată stăm cu atelierul mecanic, stăm închis deocamdată. Ca să strângem ceva bănuți. Aici mai am pălărioare, mai am pălări de astea, uite, de astea de vikingi de... Care te claxonezi, mă? Nice, uite mă că îl face la lume, îl face oamenii în ghețata. Bă, nu mai fac și eu, mă, $300, mă, să iau și eu și aia de petrecere. E ora 6 seara. Hai, tati. Înghețată, unde te duci, mă? Aici înghețată. Aaa, faci... Ce mustață are asta. Hai, tati. Da, deci avem o nouă zonă. Bă, dar mizerie fac ăștia pe aici, mă, mizerie fac ăștia pe aici. Stai, să mai dăm și noi o măturică, ceva. Hăț. Apropo de măturică, pe aici mai avem? Mai avem. Să le băgăm la ăștia mici. O dată. Boss. Care ești nervos așa? 1500. A, nu dați. Aici l-a spălat nimic. Nimic. Am zis că și-o spălătoria și n-a venit nimeni. Ia. Hai să luăm bani. Băi, să comandăm combustibil. Să vezi. 300 de litri. Hai că stăm cât de cât. 1600. Hai. Mai trebuie 100. Doamna, înghețată ceva, vindem? Uite, dai pe băț. E? Dai pe băț vrea. Dai, dă, doamna. 1608. Hai cu banul. Hai cu banul, tati. Dăm și noi praful la o parte. O dată. Băi, la coș mă aici, mă. O dată. Da, oamenii stau frumos la umbră și noi muncim aici, nu e problemă. Lucrez cu două gagici. Asta e bine. Hai. Hai. Hai, dă drumul la supapă aici. Hai, tati. Ți-am luat banuț. A dat și un mic tips. 1657. Hai, mă, mai trebuie $50, mă, cu aproape 50 de dolari, mai puțin de 50, chiar. Băi, tu ce faci, mă? S-a fost la plajă, s-a blozat pe umeri. Are treabă cu el. Aici, mai băgăm și noi înghețată. Aici, mai băgăm și noi înghețată. A, e tati, înghețată la greu. Aici mai avem. Și de astea. O dată. Aici mai avem jucării, aici la ziare. Băi, stand, aoleu, din greșeală l-am luat. Aoleu. Standul de asta merge ce mai bine. Asta am să spun. 1658. Pe bune? Hai, da, mă, tati, mă, să facem și noi loc de petrecere. Cineva l-a spălat aici? Da, da, da. Hai, automat. A, cum se aminte? Stai, mă, că pe automat. De ce, mă, că am închis-o eu pe asta? Ce greșeală făcusem eu. Uitați-l că asta e pe automat acum. Și am închis-o că am zis că nu mai stau eu să spăl, nu mai am timp să mai spăl mașini. Da, tati. E, și acum mergem la al doilea upgrade de la part-time și luăm pe ăsta, tati. Și o deschidem și pe ăsta.
Ta-na-na-na-na. A apărut un loc de nou de distracție. În 25 de ore va avea loc lansarea. Hai să și vedem cum arată. Ia uite-l tot aici. Ia uite-l tot aici. A? E petrecere. Și ăsta are două locuri în care să vinde. Uite, vindem... nu produc... Să punem produse în... în where... A? Să... Să punem 12 de-astea. Mr. Burton și Worker Hat. Pălării de muncitori. Bă, hai să cumpărăm pe astea în warehouse. Da? Deci ăștia vin la petrecere și cumpără de aici. Băutură și petrecere. Asta. Dar se fac aici. Kiloman. Deci, deschidem 25 de ore. Deci, într-o zi. Într-o zi va da drumul la... La distracție aici. Dar trebuie să cumpărăm noi. A plecat anti. Astăzi să ia pauză, nu-i problemă. Dar mai să... Nu plăcea de pe înghețată. Acum nu mă pricep. Că trebuie să fie atent la client. Că vrea o cupă, vrea două cupe. Însă, când tati obosește, o aducem pe altcineva, nu-i problemă. Bun. 400 de dolari avem. Stăm noi pe case și pe... pompă, dar vreau să comand. Să comand în... Deci a zis așa. La producție. Vrea pălării de muncitor. De-astea. Azi că vrea 12. Și de asemenea vrea la băuturi Mr. Burton ăsta. Câte am luat? 5. Dar vrea 12. Parcă... A? Băi, am luat așa sau fi luat, fi luat boxuri? Nu am bani suficienți. Costă 800 de dolari. Și eu am 400. A, mai stau un picuț. Dacă mai dau din benzină la băiatul. Cum asta? 267. Suntem cu... Have a nice day. Băi, înghețată ciuciu. Nu merge. 452. La spălătorie... Aha, merge treaba. Ce mașină are doamna. Da? Băi, merge. Eu am închis benzineria asta, spălătoria. Am crezut că e... Uitați că este pe, făcută la maxim și se poate folosi singură. Și am pierdut ceva bonus pe treaba asta. Uite acum dacă plătește eu... Ia tati, ia să luăm ăsta banul. Să comandăm alea pentru, pentru petrecere, tati. Dar avem oricum 25 de ore în care aducem stoc. Da? Și acolo cred că se distrează și cumpără din alea. Da? Deci avem... Mi-a dat banii pe 600. Da? Deci aici este noua locație. Și asta se poate upgrada, inclusiv se poate upgrada și asta de înghețată. Înghețat tati, frumos. De asemenea... Ce mi-așa cred că n-a tot doamna? O fi opărită. Odată... Mă scuze, asta să se afară, că mai zic că să nu se trepeteze. La pompă nu-i nimic. Odată... Odată... Hai să băgăm asta azi la gunoi, că n-am ce să facem. Și luăm de aici gunoiul. Așa, tati. Vine acum, doamne, imediat. Imediat te servesc. Să-ți iau banul, că trebuie 800, 600 avem deja. Trebuie 800, 6 produse. E bun, decât deloc. Hai să nu facem vreo boacănă, să punem iar în coș marfă nefacturată. A luat și o jucărie. Am luat și un tip 7 dolari. Mamă. Mamă, aici n-a înghețat noi nimeni. Nu e nici vinde, dar nici... N-avem nici vânzătoare, dar n-avem nici clienți. Nu e problemă. 700. 700. Mai vine și doamna acum. Să mai punem de-astea. Să mai punem de-astea. Aici nu mai avem pălării. Nu e problemă. Avem una, două, trei standuri de pălării. Că am văzut că pălării se vând foarte bine și am venit și preț foarte bun la ele. Deci dacă vindem pălării, facem și bănuțul. Aie, tati. Dar mă, domnul, imediat, imediat te servesc. Sucuri, bere, nu-i problemă. Ia uite, ați. Hop.
Hop. Ia uitați. $1 acolo e bun. Bă, câte ceas sunt? 1.50 o noapte. Două noapte acum, de fapt. Băi, dar totuși vreau și eu. La spătul nimeni. Vreau și eu să comand alea pentru petrecere, tati. Nu mai e nimeni pe aici. A rămas singurel. Am level 8 la ăsta. Hai să ne uităm puțin pe la ce mai adus frumos pe aici. Deci dacă ne uităm și pe aici, vă spunem acele carduri. N-am zis mai mult ce face cu ele. Aceste carduri pot fi cumpărate sau se pot fura din mașini. Alte carduri pot fi ascunse prin benzinărie. Aici era cu service cu să o simplu să avem treabă. Aici mai putem să cumpărăm, dar nu avem bani. La înghețată, așa. Păi, dar trebuie să... Bun, aici ne uităm puțin, pe afară. Deci pe afară, dacă am băgat ceva în plus, că toate le am pe toate, teoretic. Bine, cât am jucat până aici. Da? Dar nu aici ne uităm, stai să știu că mai am o chestie de uitat. Bine, băiatul. A, astea, interactive. Da, au băgat asta. Dar au băgat asta. Da, pe care mai am de cumpărat, cu 2000 și ceva. Și-au băgat asta, frate. Deci au băgat coțomii de-astea, cum îi zice. Roata de-asta, frumos. Cum îi zice, frate, la asta? Nu știu cum îi zice. De învârtit. Eu zic cum ziceam când eram noi mici. Coțomedii. Da. Te dai în roata asta, frumos. 15.000 de dolari. Mamă, câți bani. Da, foarte multe chestii au băgat. Probleme ceva? Am unul la pompă. Ați? Deci e o grămadă de jucat, dar e o grămadă de făcut bănuți. Deci trebuie o grămadă de bani. Hai că am făcut rost de bani să comandăm alea pentru petrecere. Producție, șanse așa, la alcool, avea Mr. Cum era, mă? De asta sau de asta? Asta, Mr. Barton, asta. Și vrea 14, nu. Și de asemenea pălării de... de-astea. Nu mai știu. Ia să vedem acum. Parcă 10 erau. Să-i băgăm 890. Aia, tati, le-am comandat pentru pe... Doamne, adună de aici, nu-i problemă. Cred că am luat mai mult decât trebuia, dar să fie, oricum. Deci să le avem în warehouse. 11 pălării de-astea și 12 de-astea. Da, am luat bine. Am luat bine. Sper că am luat 12 cu 12. Lasă că e bine. Da, să se lăsăm în warehouse ca să vină lumea să le cumpere de acolo. Avem omul la înghețată, avem omul la înghețată și avem și la benzinărie. Și avem și aici. Două secunde că o rezolvăm. Prima dată o luăm așa. Tanti, treci tu pe înghețată. Aici o luau pe tanti repede. Are 5-9 produse și pe aia mă duc pe pompă. Deci mai bine ducea pe pompă, că pe pompă erau 2 inși. Dar mă mici natural, nu-i problemă și poate iau și un tips. Odată. Odată. Așa, tati, $3, să rămână. Pe tine prima dată. Te-am luat. Te-am luat $100, deja avem strânși. Dar problema este că mai am 200 litri combustibil. A, e tati. Da, nice, și-am luat și un tips. Hai că m-am mișcat original și a venit și marfa. Pentru petrecere. Aie. Și este și 5 dimineața. Aie. Hai, da, tati, cu înghețata. Cu marfa pentru petrecere. Odată. Am luat ceva un picuț. Sper să-mi încap în depozit. Păi dacă încap în depozit, îmi spunea și mă lăsa să o cumpăr. Gata, boss. Have a nice day și ție. Hai, da. Evacuează ăsta, frigiderul. Aie, tati. Ne mișcăm. Băi, da, mă mișc naturel. Aici poți spălători. Ce faci? Nu speli singur? Așa, tati. Bagă banul acolo. Ca la noi acolo, ca la... Mai e unul acolo. Hai să-l luăm pe ăsta până trage la, până scoate bușonul. 20 de produse are ăsta, mă, mâncați-aș gura ta. E bine, e bine. E bine că facem bănuțul.
O dată. Și-a luat cascheta de-asta, tate de... Păi sper că-i în capul ăsta. Am dat-o pe jos. Băi, băiatule. O să vezi acum că face urât. Unde mi-ai pun mălul ăsta atâtea, da? Ăsta, iar mă arcă de aia pe jos. Ia. That's awful. N-am avut ce să fac, frate. Ia. O, locutare și asta. Și avem și pe peco, avem și pe pompă. Avem și pe pompă. Deja am 500 de dolari. Băi, da, merge treaba, dar vă dați seama că strângem 15.000 și alte chestii pentru... Cât trebuie la șaut ăsta, mă? Problema e că acum trebuie să facem și aprovizionarea la magazin din nou. Deci aducem din nou marfa. Bine, băiatul! Grijă ca să nu dau bani la oameni, să plătesc salarii. Ia, stai așa un pic. S-a făcut ziua. Ia, băgăm și un băiat la treabă. Ia, trește-te pe case. Aie. Băi, mai am 100 de litri de benzină. Trebuie să mai combat. Mă scuzați, boss, dar am avut ceva treabă. O dată și aici. Nice. Oh, avem coadă la înghețată. Avem coadă la înghețată. Să plătim, să plătim salariile. Să punem și un băiat la înghețată, că am văzut mai multe gagici acolo. Să punem și un băiat la înghețată. Ia tata și fă înghețată tu. Avem pe case, pe aici, pe toată acolo, că să vine treaba. Ia să vedem aici dacă putem să umplem mașinile alea. Sau cum să face, nu știu cum să face aici. Confirm. Ai, tati, am pus astea în tonomat aici. Da? Și acum cred că o să vină ăștia să cumpere, probabil. La petrecere, cât mai este până la petrecere? 14 ore. Un picuț mai a rămas. Mult a fost, puțin mai a rămas. Ai, du-te, mă, nu vreau. Vine furtuna, mă, nu vreau, că face dune de aia de nisip, mă. De ce vine, mă, furtuna acum, când am petrecerea acolo și-a făcută frumos? Ai, mă... Mai e pace de... Gata, mai e, hai să comandăm o combustibilitate, că e nasoară treaba. Delivery... noi avem acum 570 de dolari. Dacă iau 200, cât mă costă? 460. Mai e 100, 690. Nu, e 200 trebuie să iau, n-am altă variantă. 200 de litri așa, pe sărăcie. Băi, pe toți, dar uite ce stau la coadă în continuare. Ai, tati. Uite ce coadă la înghețat avem aici. Băi, dar nu-mi place, mă, că face dune de aia din nisipul, nu. Aoleu. Ia uite ce face pe aici. Face și mizerie până astea, băi, du-te, mă, de aici. Aseară, chiar, opa, stai, chiar am sărit în cap tuși. Chiar mai avem 12 ore aproape până la deschiderea. Deci aici, în mod normal aici, o fel de bar ceva, terasă, ceva de genul, nu știu ce-mi dau seama ce poate să fie. Doar că ăștia vor veni să își vor cumpăra băutură și cu de-asta de aici, nu? Au coșuri. Și probabil cu timpul se poate mări zona. Dar deocamdată n-am bani. Acolo am găsit, a venit și combustibilul, asta e bine. Hai, tate, că... A, mai am 140 de litri. O dată. A trecut furtuna ceva în dune. A, a pus aici în față la garaj, dar nu mă întrezesc că... La atelier, dar nu mă întrezesc că... Deocamdată nu e nimeni acolo. Poate să mai aștepte, nu-i problemă. Hai să descarc combustibilul. Hai, da, boss, nu te vei, nu prea te găbești așa. A, e tati. Pe aici cât de cât e curat.
pe la... Pe aici mai dăm și noi o mătură frumos. Dar avem la Peco, nu? Avem. Avem. Ai, tati. Coadă la înghețată în continuare, e bine, nice, la oameni le place înghețata. Facem și noi bănuți cât de cât. Pe aici mai avem ceva de pus și noi la raft. Mai avem de pus una alta, una alta și una alta. Aici să mai punem ceva ochelari. Aici să mai punem și aici ochelari. Aici mai avem și țigări. Păi, marfă mai avem pe stoc. Problema este la combustibil să mai aducem dacă e ceva. Ne caitava cu petrecerea. Aici mai punem și de-astea, mai punem și de-astea, mai punem și de-astea. Aici le punem pe toate astea. O dată și aici punem de-astea roșii. De-astea care le văd cum mai sunt. Avem vitrina aici care... Ia. A, uitate. Gata. Ne mișcăm. Ne mișcăm original. Hop, așa. Vedem cu petrecerea. Mai sunt 10 ore până la petrecere. Așteptăm cu nerăbdare. La spălătorie pe aici cum stăm. E pornită, e pe automat. N-avem treabă cu ea. Să-și facă banul, zic. Un pic ca mizerie, zice că până în stație pe aici. Care claxonism, de ce? Coadă la înghețată în continuare, e bine, e bine, e bine, e foarte bine. O dată. O dată. Și o dată. Mai punem și de aici înghețată, mai punem. Și de aici un picuț. Și de aici de restul. Păi, înghețata merge, văd că se vinde acolo. Bine, nu e sumă mare. Sunt curios cu petrecerea ce se întâmplă. Acolo vedem ce bănuți facem. Și după aia v-am zis, în momentul în care strângem mai ceva bănișori, o să cumpăr materii prime, să mai dau drumul la, din nou la atelierul mecanic. Până una alta stăm cu minți cu el, pentru că scoatem bani doar din asta. Bine, și acolo ieșeau bani frumoși, dar trebuie să avem și bani să cumpărăm piese, pentru că reparațiile la mașină sunt destul de scumpe. Da, sunt destul de scumpe și zic eu că să făceau bani și acolo, dar deocamdată nu pot să investesc în piese. Am undeva $500. Aici cu înghețata merge bine. Bine, cred că sunt sume micuțe la înghețată, dar seama că nu cred că e prea cine știe ce. Aici mă interesează ce se întâmplă. 8 ore, 9 ore. Mamă, să mai stăm. Să mai stăm. Avem și până pe aici spălătorie, nu e problema. Și aș putea la atelierul mecanic ăsta să dau drumul la doar la o de-asta, cum îi spune, la o rampă de-asta. E tot acolo. Ca să facem bănuțul, da? Să aducem materiale. Ce ai, tanti? Tot ai raftul plin acolo, tu nu găsești ce trebuie. Pe aici nu avem jucării, nu mai avem deloc. Oh, aici e o problemă. Imediat o rezolvăm. Și cred că și tot la fel facem. Ai, tati, să arătăm bunul, că miroase urât și ne dă ăștia rating negativ. Combustibil avem 300 deja. I-am pus... a fost bine. Au ceva emoții, am crezut că i-am pus în plus. Băi, da, două secunde să mă uit eu un pic. Cum e cu stocul înghețat? Unde mă uit? La warehouse? A, aici mă uit. Și... deci am un stoc una. Să-i comand înghețată, tati. Am luat din fiecare. Câți bani mai dăm și pe asta? 330, hai că avem. Am luat, tati, înghețată, că... Să mănâncă înghețată acolo. O dată. O dată. O dată. Ia să văd... Mai băgăm aici integrame? Mai băgăm. Imediat să luăm banul. Gata, tati, $25.
Băi, subțireanul la bănuți. Aici am emoționez. Aici, tati. Ai bagul la spălat. Ah, n-ai bagul la spălat. Să-ți fie rușine. Mai puțin de 7 ore. Și dăm drumul la petrecere. Băi, cred că trebuia cumpărat invers, tati. Trebuia cumpărat întâi aia, ca să treacă timp mai repede. Sau eu știu cum e. Hai că îmi vine înghețata. Vine înghețata, până vine înghețata să mai luăm bani lui doamna. Just as I wanted. Oh, doamna sau domn? Mă scuzați. M-am învățat cu gadgetile pe aici. I-am zis doamna, domnul. Hai. Trebuie neapărat de drumul și la măcar la o rampă de aia, tati, că nu prea merge treaba aici. Șurel. Să mai reparăm și mașini, zic. Destul de multe, că bani frumoși acolo. Să avem 628. Ia. Hai, tate, cu petrecerea, că am emoționez. 6 ore. Ia, să vedem. Mergem frumos pe aici. Mergem și pe aici. Ia de aici. Să ai servici. Păi, mă interesa să văd... Ia să vedem, dacă mă uit pe stoc. Cumva să văd stocul. Cum văd? Verific stocul la înghețată. Doar așa? 5 bucăți pe stoc, 5 bucăți. Deci aici a stat bine acum la înghețată. Rafturi ceva în plus? Nu, a băgat la aceleași rafturi. Pe afară. Pe afară sunt multe chestii, șmechere. Deci pe afară sunt multe șmechere, șmechere, tati. Deci v-am zis, ce puțin aici, e treabă. Da? Și mai stai pe partea asta altă. O, să trăiți, să trăiți, să trăiți, să trăiți. Imediat, imediat. O dată. Băi, da, cât mai am aici? Mamă. Emoțiune, stați. Hăți. Nu e, tati, nu e, nu mai am răbdare, nu mai am răbdare să dau drumul la petrecere acolo. Am pus și aici. Am pus și aici. Awesome. Dăm voie. Aolo. Aolo, hai că se întunecă și vine petrecere. Băi, nu vine marțieni de aia mulți? Așa, tati, $2 acolo, e bun. Până una alta, până să facem un pic petrecere acolo, să îi dăm... Mă, să treacă timpul. Oh, deja avem aproape $1000 iar. Aie, tati, aici scoatem gunoiul, aruncăm gunoiul. Op. Și avem și aici, aici e gol, nu e problemă. Ce vă claxonați pe aici? A, doamna, domnul, cine e aici? Domnul, mă scuzați, m-am uitat doar la mașină. Coadă la înghețată, am trecut-o mie. Ia să vedem de ce se întâmplă aici, cât mai avem. Păi la câte petrecere, mă, la 12 noaptea? La 12 noaptea? Mamă. Deci la 12 noaptea e petrecerea. Am înțeles. La spălătorie, ciu-ciu. A, aici e... Băi, ne-a scăzut presiunea iar. A, dar e pe galben, asta e bine. E pe galben, e pe on. N-avem treabă. Că dacă se duce pe roșu iar, să mergem iar la nenea Gustav, să-i mai băgăm pe acolo. Ăsta micul e deja obosit. Lasă-l că să plece, nu-i problemă. Și punem pe altul. Dar vine noaptea, așa că seara stăm noi, noaptea stăm noi pe casă și pe asta. La înghețată merge. Nice. Very nice. Hai, petrecerea. Hai cu petrecerea. Uite ce frumos aici, cu luminițe, cu alea.
2 ore. Și asta se poate upgrada, am văzut că se mai pune mai multe luminițe, mai multe chestii, mai multe... Facem să vedem acolo orașul în departare. Și plus că mai sunt o grămadă de chestii de construit pe aici. De la... Dacă pot să văd eu pe aici, nu știu unde văd, două secunde. Statui și... Două secunde, ia să vedem. Decorații aici. Dacă ne ducem așa. Deci și asta. Asta. Asta le avem pe astea. Știu că era ceva pus. Asta le avem. Aici avem. Asta avem. Asta avem. Asta se primește ceva în față. Avem două chestii puse în față la workshop. Aici nu mai avem nimic. Aici a depus o chestie. Da? Food truck. Cred că e delegat de celălalt joc al lor. Așa, o balenă aici. 50.000, fratele meu. Uite-l pe ăsta. Da? Se numește Missing Link. Ce e asta? Da? Golden Driller. Ia uite-l. Da? Ia uite aici. Caravan Decoration. La car wash aici o chestie. Asta, asta prinde... A? Aș cumpăra pe asta cu 300? 50? Hai mă. Hai mă că la bani. Da? Și asta ca să învârtesc aici. 1100. Stați de autobuz mai șmecheră, 750. O, ce e asta? Daia de plin, vacuum ceva. O, Rocket Hotel, motel, pardon. Încă o mașinuță. Vai, ce e asta, frate? Dino Ranch. Fermă de dinozauri, ce e asta? Asta ce e? Vai. Red Rocker Chair. Vai de capul meu ce e aici. Da? Deci o grămadă de chestii avem de cumpărat. Uite acum, da? Asta full face aici, expert cu tare. Aia. În... GPP, trecerea tati, ia să vedem ce se întâmplă aici. Dacă, trebuie să vedem dacă am, la, am luat combustibil, am luat combustibil, l-a înghețat în noi nimeni, dar... Două secunde. Ați... Ia. Yeah. Ce se întâmplă aici? Parte în curând. Păi și unde? Unde e petrecerea? La casă, cineva la casă, nu e problemă. Păi și vine cineva aici la petrecere? Ăla vrea înghețată, ăsta vrea pe case. Două secunde. Odată. 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 Dai să luăm bănuțul. Nu știu ce se întâmplă acolo la petrecere. Just as I wanted. Aia asta ce vrei tu. Hai, bine. Știu că petrecere în curând, dar... Nu știu. Bun, hai că nu mai lungim. Avem deja $1000. Am făcut două chestii noi. Am adus înghețată. Da, înghețată aici frumos, să ducem și o vânzătoare, pentru că a rămas un vânzător, de ce nu? Și avem un loc de petrecere acolo, care n-am ce ceva să facă deocamdată, că e liniște. Și de aici încolo, deci o băgăm pe, hai băgăm pe nenea asta, mă, îl băgăm la înghețată, îl băgăm de noapte. Plătim salariile între la toți. Ah, vine și Denis, asta îmi trebuia, gata. Îl las în pat să facă damblaua, urma să după el, da? Deci în, concluzie, ca să zic așa, avem aici înghețată, avem acolo zonă de petrecere și încă o grămadă de chestii noi care au fost puse în acest frumos și minunat joc. Aaa, ia uite bă! Opa! Și sau... Aaa, și aici e duna, au venit ăștia mă și e duna asta. Două secunde. Două secunde că vreau să închid episodul, dar uite s-a întâmplat ceva. Am combustibil? Am combustibil. Cred că au venit ăia, mă. Dau acolo o dună. Două secunde, sper să nu combustibilul, sper să nu combustibilul. Uite-și pe Denis, mâncați-i nasul singur. Au venit ăștia la petrecere, mă. Ia.
Și mai este acolo, mă. Mai are un rând. Vai de capul meu. Mai este un din strip, trebuie să mă aduc și combustibil. Deci eu cred că vin la petrecere. Două secunde. Am și pe mașină, am spălat, am și la case, 2 inci la case. Ops. Trebuie să aduc combustibil, tati, că e problema. Hai că las un pic de izbelește stația, dar n-am ce să-i fac. Odată asta. Mă interesează ce se întâmplă la asta, cum îi spune, la petrecere. Stai, boss, nu fi nervos. A, e tati. Odată. Trebuie să mai ieși de acolo. Mai este încă o bucată de nisip. Eu mă bucuram că nu nisip aici, în fața gărăuzii, în fața benzinăriei, dar era nisip în spate aici. Și mi-a blocat locul de petrecere. Hai că petrecerea... Ia. Hop. Tot mai e, mă? Băi, dar când este pe acolo, mă? Dar fac eu următoarea șmecherie. Stai așa un picuț. Am făcut-o de oaie. I-a lăsat pe ăștia mici. Ia. Aha, n-am făcut deloc nimic bine. Trebuie scoatem afară pe ăștia, mă. Ai, mă. Aia înseamnă când te grăbești. Ia, am pus-o pe roți, dar am băgat-o în nisip iar. Ia. Și apoi ce fac ăștia? Coboară de aici? Să distrează, nu știu, nu fac nimic deocamdată. Bun, hai că o să vedem ce se întâmplă. Nu dau seama ce trebuie să le faci. Cred că probabil... Vreau să vină pe aici. Ia să vedem, dacă îi dau puțin mai în față. Ia. Nici așa, nici nu vrea niciun fel. Sau știu, era doar de animație. În sfârșit, nu știu care e treaba. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea și butonul de subscribe. Vă dată viitoare, să știu călduros. Salut!